Percheziții în municipiul Iași și București. Ar fi vorba despre 5 mandate de percheziție, iar persoanele vizate sunt implicate într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetările efectuate până în prezent rezultă presupunerea rezonabilă că în perioada 2018-2020 reprezentanții unei societăți comerciale au omis înregistrarea veniturilor de peste 27 de milioane de dolari realizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.